Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat să găsesc idei noi, să găsesc oameni minunați de la care am învățat foarte multe și pe care îi apreciez și admir. Una dintre reușitele digitale la clasă a fost să aduc bunicii aproape de tehnologie, să le arătăm că internetul este un loc în care, din care putem lua ce e bun și putem învăța și putem realiza multe lucruri frumoase. Cea mai mare provocare a fost să găsesc internet. Să putem să ne conectăm ca să putem lucra. Asta chiar a fost o provocare. Restul a fost joacă de copii. Când folosesc resurse digitale, mă simt un om al secolului viitor. Mă simt un om al viitorului, un om care deschide calea spre viitor copiilor, elevilor mei. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să facă un pas în viitor, într-un viitor care nu este atât de departe, precum am dorit noi să credem că este. Îi ajută pe copii să găsească o cale de a învăța, să găsească informația mai ușor și să se bucure. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor mei prin cooperare. Am elevi care se descurcă mai greu cu cititul, cu scrisul, iar lucrând cu instrumente digitale am observat că cei care sunt mai buni îi ajută pe cei care sunt mai puțin buni și că unul din elevii mei, deci chiar încântată sunt să spun că unul din elevii mei care citește foarte greu a fost ajutat și a început să meargă mai ușor, a început să citească mai bine, pentru că o elevă bună îi dicta și el scria. Și a învățat. A fost un pas înainte. Când folosesc resurse digitale, elevii mei se simt fericiți, se simt înțeleși, se simt ajutați. Aș recomanda unui învățător să folosească resurse digitale la clasă pentru că acesta este viitorul și nu putem rămâne niciun pas în urmă, nu ne putem permite să fim în urma copiilor noștri. Îndreptar digital, într-un cuvânt, bucurie.